antrenamentul echipei pentru că sunt neplătiți de ceva timp. Nu am niciun fel de informații în asemenea sens. Din potrivă, toți jucătorii cu care noi am discutat și cu care am încheiat conturile au fost, s-au dovedit a fi băieți de caracter. Unii dintre ei au renunțat la încasarea lunii iunie, în care ei practic nu au prestat nicio activitate, tocmai pentru a ajuta clubul. Alții și-au mai amânat din restanțe până chiar în decembrie 2023. Deci nu am nicio informație în direcția în care spuneți dumneavoastră, chiar nu știu. Dar sunt aceste întârzieri salariare către jucători importante? Da, avem o lună jumate întârziere. Bun, și ei pot, sumele respective sunt la nivelul care să le permită să facă cereri de genul acesta? Deocamdată nu. Deocamdată nu, pentru că trebuie să treacă și acolo un termen. E ca și în cazul reglementărilor sportive, unde nu poți imediat să faci cerere împotriva clubului. Da. Dar suntem pe cale să rezolvăm problema aceasta și nu cred că vom ajunge în situația în care să trebuiască să ne confruntăm cu judecarea unei cereri de faliment. Dacă veți ajunge în situația aceasta, există posibilitatea reală ca Dinamo să intre în faliment? Nu, nu. Raportat la treaba asta cu jucătorii, nu fac niciun fel de emoții. Care e situația financiară a clubului în momentul de față, domnul Săvărean? Este destul de greu, ne descurcăm destul de greu, tocmai pentru că sunt aceste întârzieri salariale. Pe bugetul previzionat pentru sezonul următor, teoretic, pe hârtie, stăm bine, dar sunt aceste restanțe de care discutăm și pe care eu cel puțin aș vrea să le văd rezolvate cât mai repede. Și de asta spuneam că facem eforturi în aceste zile să strângem banii necesari ca să plătim și să nu rămână nimeni nemulțumit. Am auzit un zvon, în fine, o știre dinspre cei de la DDB că sunt gata să susțină echipa, că nu lasă la greu, că o să adune, nu știu, cred că 1 milion de euro, am auzit, pentru sezonul următor. Aveți vreo ceva concret în sensul acesta? Credeți în această promisiune? Nu e nicio surpriză, pentru că DDB-ul a susținut această echipă din greu, cu sume foarte mari de bani și cred că dacă ei își propun să facă ceva și realizează. Nu știu dacă e vorba de 1 milion sau de mai mult sau mai puțin, dar cert este că tot timpul a existat disponibilitate din partea suporterilor să ajute echipa. Deci există și alte surse, a spus. Cei de la DDB au mai injectat bani în club? Sau cine a mai făcut-o de așa natură încât să nu ajungeți la o situație totuși limită? Păi, și DDB-ul și persoanele despre care v-am mai spus în intervențiile trecute au ajutat în permanență clubul și îl vor ajuta în continuare. Dar, domnul Săvărean, serios, cum fac? Noi astăzi spuneți, domnul, nu știu, Badă sau cine mai fi, cei de la DDB, doamne, trebuie să avem banii ăștia, avem această gaură, avem această datorie în momentul în față. Haideți să dăm banii că intrăm în faliment sau cum? E văzând și făcând de la caz la caz? Mai vine cineva, nu, mai dă? Nu se pune problema așa. Noi avem în fiecare lună bugeturi de încasări și cheltuieli pe care le prezentăm acestor oameni, le arătăm pe ce urmează să se ducă banii și se fac plăți în funcție de disponibilitatea dumnealor și în cuantumul de care noi avem nevoie. Nu e o chestie haotică, haideți să riți cu banii în momentul ăsta. Uh-huh. E evident că fiecare aduce atâta cât poate, dar noi le prezentăm situațiile lunar și dumnealor se decid. Când ați făcut bugetul pe anul viitor în Liga a doua, pe ce v-ați bazat? Pe ce încasări v-ați bazat? Păi, în principal este vorba de încasările provenind din publicitate. Pentru că, fiind de SA, nu avem posibilitatea să luăm sponsorizări, dar cea mai grosul vine din publicitate. Cum va fi pentru Dinamo să atragă bani din imagine dacă va juca, nu știu, pe terenul celor de la Juventus Colentina? Păi cred că Dinamo va fi de departe cea mai urmărită echipă din Liga a doua. Nu cred că asta este problema și pentru anul acesta, având în vedere că în Liga a doua sunt și mai multe echipe, și expunerea celor care plătesc publicitate va fi mai mare. Da, stai că e și Steaua acolo. Nu, n-ați uitat. Da, așa este. Da. Vă spun că și ea atrage în principiu, dar bine, acolo este o altă schemă, sau în fine, altă structură. Dar aveți contracte noi de publicitate?
Sau mergeți tot pe cele vechi? Sunt și din cele vechi și suntem și în negociere pentru unele noi. Sper ca până la începutul sezonului viitor să fie totul pus în practică și ceea ce ne propunem noi ca încasări să fie construit prin documente. Domnul Zăvăleanu, aveți un antrenor? V-ați gândit la un antrenor? Există perspectiva unui antrenor? Când îmi puneți întrebarea asta, v-ați gândit la un antrenor? Mă gândesc la o chestie care mi s-a întâmplat ieri sau alaltăieri. Am primit un mesaj din partea unui suporter care spunea: ce faci, domne? N-ai pus președinte, n-ai pus antrenor, n-ai făcut echipa. Știu că există o confuzie între rolul administratorului judiciar și ceea ce facem noi. Ceea ce am făcut noi, adică implicarea asta quasi totală, am făcut-o din dorința imensă de a ajuta clubul și ca lucrurile să meargă. Dar asta nu înseamnă că ne intră în atribuții. Pe noi cine să o facă? Președintele trebuie numit de acționari și există discuții în aceste zile între Lotus și DDB, în principiu, care sunt acționarii majoritari. Pentru a adică între Dorin Șerdean și Elias Bucurică. Elias Bucurică, da. Nu știu dacă cu Elias Bucurică, nu știu. Păi așa a zis domnul Badea, că Elias a făcut, i-a zis Lupescu, a făcut mai mult pentru Dinamo decât Lupescu. Asta puțin m-a trăznit pe mine, dar e posibil și asta. Nu știu, pentru România și în ziua de azi, cred că e posibil orice. Da, Elias, vă spun, era destul de supărat că a fost băgat în această discuție. Cred că el, ca dinamovist, cred că știe ce înseamnă să fie pus în contrapartidă sau în contrapunct cu, Ionuț Lupescu, care totuși, cred că mai reprezintă ceva. Nu de multă vreme am spus că principala problemă a acestei echipe este faptul că dinamoviștii se sfâșie între ei. Și de departe, nu am niciun fel de dubiu când spun acest lucru, cauza problemelor lui Dinamo este aici. Pentru că dacă fiecare dinamovist ar fi pozitiv, ar veni cu chestii bune, ar încerca să ajute într-adevăr, atunci n-ar fi Dinamo în situația aceasta. Dar luptele astea sterile, care nu duc nicăieri, în principiu, pentru oamenii care se implică în ele, afectează, în schimb, Dinamo. Eu cred că și Ionuț Lupescu este un extraordinar de mare dinamovist. Cred că și domnul Badea este un mare dinamovist, cred că și Elias este un mare dinamovist și discuțiile astea cred eu că de fapt n-au niciun sens. Dumneavoastră vreți să luați acțiuni la Dinamo? Eu nu, dar în primul rând că este o incompatibilitate din punct de vedere legal. Nu, ulterior, nu. Nu cred că se pune problema. Cred că aici trebuie să fie un finanțator cu o putere financiară deosebită, astfel încât Dinamo să nu se mai confrunte niciodată cu situația cu care se confruntă astăzi. Da. Bun, președinte cine atunci? Președintele trebuie să fie ales de acționari, așa cum v-am spus. Mă gândesc că aveți informații despre cine poate să fie. Nu, chiar am vorbit cu domnul Șerdean astăzi și mi-a zis că s-a gândit la câte ceva. Am vorbit și cu cei de la DDB și ei mi-au spus același lucru, că domnul Șerdean nu și-a devoalat intențiile referitor la persoana pe care vrea să o propună. Aștept și eu cu interes acum, ceea ce l-am rugat pe domnul Șerdean, l-am rugat doar ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai repede, astfel încât data de 20, data reunirii lotului, să ne prindă nu numai cu președinte și antrenor, dar și cu un lot făcut așa. Președintele e un administrator special, nu? Exact, pentru că numai... Adică ce a fost Iuliu Mureșan? Da, numai administratorul special poate să conducă activitatea în insolvență și de aia... Spun că trebuie să se înțeleagă acționarii între ei, pentru că nu mai pot numi administratorul special. Da, în principiu, Dorin Șerdean, fine, firma pe care o controlează, va numi, pentru că el are marea majoritate a acțiunilor, nu? Da, dar îmi doresc foarte tare și de asta i-am și îndemnat și pe domnul Șerdean și pe cei de la DTP să stea la masa negocierilor, să existe un compromis. Pentru că vă dați seama ce ar însemna să fie o persoană impusă, care să nu fie deloc înghițită de către suporteri și ce sarabanda problemelor ar începe. Și atunci, dacă toți cei implicați vor bine lui Dinamo așa cum declară, ar trebui să găsească înțelegerea asupra unei persoane. Aha, ok. Între timp însă se întâmplă lucruri tehnice la echipă care trebuie rezolvate, de exemplu, jucători, încheierea de contracte. Înțeleg că... De exemplu, cei de la Rapid l-ar vrea pe Ahmed Bani, ar da 200.000 de euro, așa am auzit pe el. N-am primit nicio ofertă de la Rapid. Au fost discuții, dar nu am primit nicio ofertă.
Dar dacă e ofertă, bănuiesc că îl dați, nu? Sau bănuiesc în sensul că are nevoie Dinamo de bani, nu că... Dacă este o ofertă corespunzătoare pentru valoarea jucătorului ofertat, atunci evident că o luăm în discuție și orice jucător este de vânzare, câtă vreme contribuie la stabilitatea financiară a clubului. Și 200 de mii de luat în considerare oferta? Nu o să fac niciun fel de comentarii pe tema asta, pentru că există discuții și nu pot să fac astfel de comentarii. Cert este că Ahmed Bani nu a fost un jucător scos la mezat, ci a venit pur și simplu o ofertă dinspre Rapid, una dinspre altă echipă, dar îl vom vinde numai dacă suma respectivă va fi corespunzătoare valorii. A, deci mai e o echipă din Liga 1 care îl vrea. Da, da. Cred că Farul, mă arunc eu așa repede, că Gică Hagi adună ori jucători pe care trebuie să-i repună în circuire, facă ori tineri, nu? Nu Farul este Farul, dar dacă, acum dacă ne-a auzit, poate cine știe, face o ofertă. Ok, nu e Farul, în regulă, bine. Dar jucători mai vin la echipă că... Totuși mai că în fine, mai e ceva timp până începe Liga a doua, dar trebuie să, nu știu... Da, ca să economisim timp, până la momentul la care vom avea președinte și antrenor, am constituit o comisie formată din mari antrenori dinamoviști, care se ocupă cu analiza tuturor ofertelor referitoare la jucători care ar vrea să vină aici și nu sunt deloc puțini. Dar cine sunt aceștia, Marian, acești mari antrenori? Că sunt mulți, altfel. Bănuiesc că nu toți. Poftiți? Cine sunt cei din comisie? Domnul Ion Marin, domnul Țălnar, domnul Mihali, domnul Mihăescu, Marius Nicolae, Ionel Augustin. S-au implicat toți acești oameni foarte puternic și analizează toate ofertele care vin, urmează să ajungă la un compromis asupra jucătorilor, astfel încât lucrurile să nu stea pe loc până la momentul la care va fi împuternicită efectiv o persoană din punct de vedere legal să facă lucrurile. Se mai degrabă foști mari jucători decât mari antrenori. Păi și jucători și antrenori. Eu, Marin, a fost un antrenor, da, într-adevăr, important, dar și ceilalți sunt, dar mari antrenori presupune ceva. Antrenori care au un trecut dinamovist, e clar, asta este... Și domnul Tălnar are o experiență Da, sigur. Mare antrenor, când vorbim, totuși ne referim la UNTC, care au făcut super performanțe. Da. În acest concert care e la Dinamo acum, Florin Răduceiu se regăsește pe undeva? Eu nu am mai vorbit cu Florin după meci, probabil că își linge și el rănile, urmează, cred eu, ca săptămâna următoare să îl întâlnim, să discutăm. Pentru că el are o funcție acolo, nu? E în continuare, la Dinamo, nu? Sau nu? Da. Cam în cât timp dați termen să se întâmple acest lucru, să fie numit președinte care să numească un antrenor? Care este? Cred că dacă acționarii se înțeleg, în prima fază poate fi numit doar informal, pentru că formalitățile care țin de legea societăților comerciale impun un termen ceva mai lung pentru convocarea adunării generale a acționarilor. Și atunci, dacă va fi un compromis, vom vedea cum facem astfel încât persoana respectivă să poată intra în pâine puțin mai repede decât... Deci domnul Mureșan este în continuare acum, în acte. Da, deocamdată. Și poate ceda semnătura sau există vreo formulă prin care să omul care vine să facă lucrurile? Da, pe anumite aspecte foarte limitate poate ceda chestia asta. Da, dar el rămâne în continuare? Nu va mai rămâne, nu dar deocamdată este administratul. Ați mai vorbit cu el chiar? Să mai știți ce se întâmplă? Da, am mai vorbit atunci în preajma. Și de ce n-a mai ieșit nicăieri? N-a mai spus nimic? N-a mai... Era foarte supărat. V-am mai spus că era foarte supărat. Aha. Câți jucători mai sunt la Dinamo acum? Nu știu să vă spun numărul exact, dar sunt destui. Că știți că aveam două echipe. Nu e ca și plus alți jucători împrumutați pe la alte echipe. Aha. Nu e ca și cum au dispărut toți jucătorii de la Dinamo, mai sunt destul de mulți jucători. Unii vor să plece și nu prea se lăsați. Ricardo Grigore, de exemplu, spune că ar vrea să plece. Aveți diferende din punctul ăsta? Cu Filip, ce se mai întâmplă? Jucătorii care vor să plece și au o anumită valoare, trebuie să fie conștienți că sunt jucătorii lui Dinamo. Dacă Dinamo nu vrea ca acești jucători să plece și ei își doresc, atunci trebuie să vină o ofertă pentru Dinamo. Știți, e foarte ușor să spui, domnule, eu nu mai vreau, am plecat. Dar totuși să ai contract.
Pentru că reversul medaliei este că dacă clubul nu mai vrea un jucător, acesta își cere bani, știți? Uh-huh. Și tot în baza contractului și cere. Eu cred că toate părțile trebuie să-și respecte cu bună credință contractele și dacă se va găsi o soluție benefică pentru ambele părți, atunci va fi activată. Care e situația cu Filip? Păi Filip își dorește să plece, deocamdată n-am ajuns la niciun compromis. Așteptăm, încercăm să găsim soluții. Și Grigore? De asemenea, noi am vrea să-l păstrăm. Credem că ar fi important în angrenajul echipei pentru anul viitor. El cel puțin momentan a spus că nu-și dorește acest lucru. Dacă vom găsi o soluție convenabilă, probabil va fi lăsat să plece. Jucați pe Colentina? Nu știm deocamdată, nu e nimic cert. Mai aveți altă variantă? Păi da, ar mai fi varianta stadionului național, dar așteptăm și acolo feedback. Arena națională? Nu, nu Arena națională, parcul cu platanii. Ha, ok, da, am înțeles. Că mă gândeam la cât e închirierea stadionului acolo. Da, este dar... o sumă importantă. Mulțumim, domnul Zăvăreanu, pentru intervenție. Urmărim cu atenție, evident.